experiențe de viață. Cea de aia, experiența de părinte, când vrei să-i oferi copilului tău tot ceea ce este mai bun pentru o dezvoltare optimă, însă curând am dat seama că nu doar copiii necesită o alimentație echilibrată și sănătoasă, dar și adulții, pentru că noi suntem un exemplu pentru ei. Iar cea de-a doua este atunci când m-am decis să elimin surplusul de kilograme, moment în care am avut ocazia să particip la un grup de suport în mâncat emoțional, unde am aflat de cursul de tehnician nutriționist pe care m-am decis să-l urmez. În prima fază pentru mine și familia mea, însă mi-am dat seama că îmi doresc să dau mai departe din experiența și învățăturile pe care le-am acumulat. Mi-am urmat pasiunea și pentru asta le mulțumesc kilogramelor mele în plus, datorită cărora sunt astăzi aici. Am urmat cursurile de specialitate susținute de doamna dr. Laura Ene, iar astăzi am șansa să fac parte din echipa sa. Nu am un anumit aliment fără care n-aș putea să trăiesc, pentru că am învățat să mănânc echilibrat și diversificat. Însă, de-a lungul experienței proprie, mi-am făcut diverse provocări și mi-am dat seama că totul ține de mindset, dar ca să ofer totuși un răspuns, aș zice apa noastră cea de toate zilele. Mai în glumă, mai în serios, aș spune internetul, pentru că mă ține la curent cu toate informațiile de care am nevoie, dar mă și ajută să îmi păstrez conexiunea cu oamenii, atât din viața personală, cât și cu oamenii din viața profesională. Moderație în alimentație, să învețe să-și asculte organismul și semnalele pe care acesta le transmite, fapt ce pe mine m-a ajutat să învăț să mănânc echilibrat și să nu neglijeze partea de activitate fizică, lucru care ajută organismul să se mențină suplu și sănătos.